Vicepreședintele Patronatului Medicilor de Familie Neamț, dr. Angela Bica, a făcut cunoscut modul în care medicii de familie încearcă să-și ajute pacienții pentru a putea fi imunizați în această a doua etapă. Medicul recunoaște greutățile pe care le întâmpină, acestea fiind cauzate de lipsa dozelor de vaccin anticovid, motiv pentru care nu funcționează toate centrele de vaccinare din județ. A început planificarea pentru etapa a doua a vaccinării în județul Neamț sunt disponibile două centre. Unul la Roman, la liceul Miron Costin, la cantină, sus pe strada Ștefan cel Mare, numărul 268, și un centru în Piatra Neamț. Sunt numai două centre disponibile pentru că atâta vaccin există la momentul actual astăzi în județul Neamț, repartizate. În funcție de cantitatea de vaccin care va mai veni, se vor mai disponibiliza locuri libere. Trebuie ținut cont de faptul că a început și rapelul. Deci cei care s-au vaccinat începând din 27 ianuarie sunt programați la a doua doză de vaccin. Pacienții din mediul rural, care au posibilități, se pot imuniza la centrul de vaccinare din Roman, care funcționează în spațiile Colegiului Tehnic Miron Costin, de pe strada Ștefan cel Mare, numărul 268. Cei din mediul rural, dacă au posibilitatea să se ducă acum la centru din Roma, bine, dacă nu, se vor putea programa, de exemplu, în zona Ion Creangă, la Cotuvameș. Dar în momentul în care apare vaccin, doze de vaccin, pentru că centrul de la Cotuvameș este pregătit cu medici, cu asistenți, cu tot ce trebuie. Singurul lucru care lipsește este vaccinul. Deci în momentul de față, problema se pune de cantitatea de vaccin pe care o primește România din cea repartizată de Uniunea Europeană. Medicul de familie recunoaște că mai există încă sceptici care trebuie lămuriți despre necesitatea imunizării pentru a-i feri pe ei și familiile lor de îmbolnăvire. Cei care se refuză să se vaccineze se vor informa, îi vom informa, vor vorbi cu cei care s-au vaccinat. De exemplu, ieri pe televiziunea română, începând de la ora 18, au fost discuții despre vaccin, despre toate întrebările pe care le-a pus publicul. Și acea emisiune a fost de la 18 până la 20, în care Colegiul Medicilor din România, împreună cu televiziunea română, a făcut o dezbatere pentru principalele neînțelegeri, principalele întrebări pe care și le pune populația, iar specialiștii au răspuns la aceste întrebări. Dezbaterea s-a mutat în mediul online pe Facebook și Colegiul Medicilor și televiziunea română a spus că vor mai organiza astfel de dezbateri. Pentru orice întrebare pe care o are față de acest vaccin, cetățenii sunt îndrumați să ceară lămuriri atât de la medicul de familie cât și de la ceilalți specialiști. Doctorița Angela Bica recomandă pacienților din lista sa, care sunt în număr de peste 2200, ca, în cazul în care nu au mijloace de transport și nu se pot prezenta la vaccinare la centrul din Roman, să aștepte să se reglementeze aprovizionarea cu doze suficiente de vaccin și atunci să se adreseze centrului de vaccinare din Cotuvameș.